Scuze pentru întârziere, nu știam că sunt chiar ultimul venit. O să vă citesc un fragment dintr-un roman la care lucrez de ceva vreme. Se aude? Da. Nu știu, microfonul ăla cred că... Da, cred că... Corigă. Nu, e pornit. Acum l-a închis. Acum l-a deschis. Mă rog, dacă nu... Da, cum se aude? A dormit aproape instantaneu. Simțea o durere profundă în tot corpul, dar mai ales mâinile și picioarele îl chinuiau, nu le mai simțise parcă niciodată așa de acut și poate că lucrul ăsta nu era atât de rău, la urma urmei. E bine uneori să te simți așa, să știi că acel corp îți aparține, că durerea aceea împărțită în mod egal cu fiecare milimetru e afirmarea cea mai deplină a prezenței tale, că, prăbușit acolo, în camera ta, nimeni nu te poate vedea, numai tu și cărțile tale și hainele aruncate pe spătarul scaunului și chiar pe jos, o parte din ele, și oglinda aceea mare, mai înaltă decât tine, care te aștepta să crești, de atâția ani era acolo, crăpată într-un colț, cine știe de când și de către cine și... Dar nu, nu era oglinda care îi căzuse pe picior, ea se găsea în altă cameră, în cea de la drum, pe care o folosea uneori ca reședință de vară. Oglinda aceea fusese rea cu el la un moment dat, cine știe de ce, se privise în ea o singură dată și ea se aruncase spre el cu brutalitate. Nu apucase să sară de tot în spate și îi prinsese piciorul, rămăsese pentru totdeauna cu un semn acolo, pe laba piciorului stâng, lucru care îl făcuse să blesteme și se pare că fusese ascultat, pentru că oglinda se ștrăgea, fiecare zi devenea mai mică, mai neputincioasă, fiind înlocuită cu o pată maronie de rucină, ce se hrănea cu sticla ei și cu toate imaginile pe care le ascunsese acolo, în lăcomia ei fără sfârșit, și cu istoria căzăturilor brutale, a loviturilor aplicate unor ființe nevinovate cum era sau fusese el. Numai de nu s-ar întinde rugina și la piciorul lui, își spuse, în vis sau în ce stare se mai găsea la ora aceea. Ar fi ceva îngrozitor, mai bine să nu mă gândesc, dar se gândea fără să vrea și noaptea punea tot mai mult stăpânire pe casă și pe sat și pe ochii lui și pe mâinile și picioarele lui, voia să se întoarcă, să caute o poziție mai comodă, în care durerea să nu mai fie chinuitoare, dar nu putea. Ar fi trebuit să facă un efort enorm și nu avea energie, nu mai avea nici chef, nu mai avea nimic. Numai zborul îl putea salva. Zborul acela despre care se spune că salvează oamenii noaptea, de la dureri și neputințe și chiar sinucideri. Zborul acela în care murise și înviase de sute, de mii de ori, în brațele căruia se abandonase în zilele și nopțile lui de copilărie, sau, mă rog, de viață, sau cum s-o fi numit ea. Una din cărțile lui favorite venise și se așezase ciudat pe cap, iar el o prinsese cu mâinile și o trăgea în jos, și, deși îl durea cumplit capul, nu voia să o lase, depindea de ea, de stabilitatea ei. Era o carte cu coperte galbene, o avea de mulți ani, o primise ca premiu, mai zburase cu ea, era o carte de poezii, dar unele cam nătânci, care nu le entuziasmaseră niciodată prea tare, dar, vezi, cărțile au multe calități, au și auz și miros, știu să vorbească, să-ți spună lucruri de care alții nu au habar, să te răpească atunci când simți că nu mai ai soluții pentru nicio situație și să te ducă departe de tot, de unde te mai întorci numai dacă vrei. Ele nu te obligă la nimic, stau acolo lângă tine, te învață pe de rost și îți vin în ajutor total dezinteresat, așa cum se întâmpla cu cartea cu coperte galbene, al cărei autor nici nu știa ce capacități extraordinare avea.